Domnișoarelor, pregătite? Curaj! Bătălie, blonde! Bună seara! Ce faci, Denisa? Să română! Bună, Denisa! Roxana! Dani, am o provocare pentru domnul Țopescu în această seară. Pentru domnul Țopescu? Da, da, da. Vreau să-l provoc pe domnul Țopescu să comenteze pentru noi în această seară un filmuleț pe care l-am să aici. Să comenteze un filmuleț? Un filmuleț, da. Cum să-l comenteze? L-ai pe tableta? Da, 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 cu mare campion național. Și el, să comenteze Țopescu? Adică da, se da, să comenteze pentru domnule noi... Domnule Țopescu, încercați asta? Adică să, să vă întoarceți în... Asta e o premieră, n-ați mai comentat de mult la televizor. E ceva vreme, nu? Adică nu contează, o, o dăm ca premieră. Doamnelor, domnilor, Cristian Țopescu... Acceptați provocarea? Cristian Țopescu se întoarce la microfonul de comentator. Încercați asta, nu vă arăt. Cum să nu? Fără să... Da? Gata. Sigur? Pornește... Ia veniți, veniți mai în față. Da. Sigur? Deci Țopescu se întoarce la microfonul de comentator. Îi dăm drumul? Da. I-am dat drumul. Stați așa. Gata, i-am dat drumul. Doar uitați-vă. Uitați-vă. Deci, 31 mai 2002, sala polivalentă din București, meci de box profesionist pentru titlul mondial între românul Leonard Dorin Doroftei și argentinianul Raul Manuel Balbi. Câștigă după o dispută de 15 reprize Doroftei, alintat de prieten Moșu, sala era în delir, se scanda România Doroftei. Doi dintre cei trei arbitri l-au văzut învingător pe boxerul român, al treilea pe boxerul oaspete. A rămas în amintirea lui Leonard Doroftei acest meci pentru că el, fiind un boxer permanent ofensiv, a primit și foarte mulți pumni. Doroftei! Excelent, Țopescu s-a întors și... Campionul Doroftei aici! Mulțumesc, Roxana! Ați comentat atât de frumos, atât de plăcut, încât am trăit din nou acele momente pentru clipă. Sunt între doi președinți aici. Da, președinte de box și unul de partid. Salutări, mulțumim că am nevoie de ajutorul tău în politică. Am păstrat în secret venirea lui Dorin. Mulțumesc mult, Mănuș. Am o pereche de mănuși pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Ce scrie? Iată, fii atent, ce scrie? Ah, respect. Atât respect. Respect și semnătura lui Doroftei. Domnule Țopescu, respect Doroftei. O întrebare pentru Doșu. De curând a fost prezentat la echipa de fotbal Petrolul, fotbalistul Mutu. Adrian Mutu. S-a dus Mutu la Petrol, a venit la voi Mutu, mă. Da. Și Leonard Doroftei a spus, când a venit la festivitatea de prezentare, că nu a venit cu mâna goală, și anume a venit cu o directă de dreapta. Și i-a dat un pumn Mutu? Nu i-a dat, dar s-ar putea să-i dea, pentru că Mutu este un obișnuit al localurilor. Doroftei are un local superb la Ploiești, un... Păi zbate chelnerii, corect? Dacă Mutu ajunge în localul tău, e bine să-ți previi ospătarii. Da, mă, scaftește chelnerii, Mutu, corect. Ospătarii să fie în gardă, că Mutu s-ar putea să-i agreseze. De unde? La Constanța? Nu mai poți boxeori, vă dați seama ce se întâmplă cu Mutu. Dorin Doroftei, unul din marii campioni ai României. Mulțumesc, Leonard, mulțumesc mult! Am păstrat așa în secret venirea lui. Vă iau eu mănușire și vi le pun aici și vă promit că vi le aduc după aceea cu autograf. Respect. Ia uite ce scrie. Respect, Dorin Leonard Doroftei. Întrebări, că nu le-ați ales pe astea. Ne-am dus, Roxana ne-a încurcat de tot, ne întorcem la paranormal, crucea de piatră, domnilor. Amor la palat, mondeni interbelic, brâncuș acuzat, Arsenie Boca, amante celebre asasinate sau secretele Mariei? Brâncuș acuzat. Brâncuș acuzat, o încercăm pe asta? Da. Domnilor, brâncuș acuzat? Da. Brâncuș acuzat, dați-mi întrebarea, atenție! De ce a fost acuzat Brâncuș la expunerea lucrării Prințesa, citesc bine, X? Da? Prințesa X. Da. A fost acuzat Brâncuș, adică Brâncuș sculptorul a fost acuzat de plagiat, de furt, de bigamie sau de... O zic asta? Da. Păi de ce să nu spun? O zic așa? O spun așa? Da. Sau de... Nu e o rușine. O spun? Sigur. Sau de pornografie? Deci patru variante, Brâncuș. El a agitat pentru că nu știa să citească. Ce stătea, se gândea. Brâncuș, îl avem pe Brâncuș în imagine. Da. Acuzat de... Păi deci, încep eu răspunsul și rog pe domnul președinte să mă completeze. Vă rugăm. Acuzat de pornografie, pentru că Prințesa X a fost subiectul unei sculpturi
sub forma unui falus de bronz strălucitor. Falus? Da, și la vremea aceea a fost considerată această sculptură un adevărat scandal. Și acum îl rog pe coechipierul meu să spună cine era Prințesa X. Falus? A fost o expoziție. Bine, el a studiat sculptura cu Auguste Rodin, marele sculptor francez. Profesorul lui, cum ar veni. Dar a plecat repede, spunând o frază antologică: la umbra marilor stejari nu crește nimic. A urmat drumul propriu, genial omul, avea tradiție veche a meșterilor populari din România. În 20, la o expoziție, a arătat, a expus această statuie, când a văzut-o Picasso, care era puțin mai tânăr decât Brâncuș, născut în 1876, mort în 1957, la 81 de ani. 10 secunde, mă întrerup, 10 secunde. Căutați imagine cu sculptura în timp ce vorbește domnul președinte. Căutați imagine, mulțumesc. Marele Picasso a spus, uite un falus. Mă rog, poliția s-a sesizat, a confiscat lucrarea, a fost și un proces în epocă răsunător. Pe Brâncuș l-a apărat chiar Picasso, l-a apărat celebra Marie Curie, care laureată... În procesul ăsta, cu respectiva statuie? L-a apărat în presă. Dați-mi imagine cu statuia. L-a apărat în presă, în public, Marie Curie, care a luat premiul Nobel pentru chimie. Foarte multe personalități și celebrități ale epocii. Cine era femeia asta? Era o iubită a lui, se pare cam nimfomană de felul ei, o stranepoată a lui Napoleon Bonaparte, Marie Miura Bonaparte o chema. Prințesa X, adică. Prințesa X. Asta e opera, domnule Vadim. E opera lui Brâncuș, da. Și stați Brâncuș. Iertați-mă, doamne, iartă-mă. Păi el a zis că e Prințesa X pentru că ea se gândea numai la chestia asta. Incredibil. Deci Brâncuș a făcut opera asta. Da. Gândindu-se la o femeie? Da, gândindu-se care și ea se gândea tot la chestia asta. Auzi, apropo de sculpturi, o întâmplare din zilele noastre. Am fost cu o echipă de fotbal din România în Spania și am fost cazați foarte aproape de Muzeul Prado. Fotbaliștii români în hotel joacă mult timp rugby. N-au altă preocupare. Și am chibițat eu puțin pe lângă ei și la un moment dat, când făceau pietrele, zic, mă băieți, la 500 de metri de aici e Muzeul Prado. Mă, sunt niște sculpturi celebre acolo, Rodin, nu știu ce. Și unul dintre ei zice, și ce sunt sculpturile astea, Nea Cristi, niște pietre? Aue. Zic, mă, la origine au fost niște pietre. De remi. Dar, fotbaliștii dar finisate, sculptate, au devenit niște opere de artă. Și fotbalistul respectiv a spus, hai mă, Nea Cristi, și că n-avem noi pietrele noastre aici. Dar piatra asta a fost sculptată de Brâncuș? Da. Inspirat fiind de Prințesa asta X? De această femeie, al cărei străbunic era Lucien Bonaparte, fratele mai mic al lui Napoleon, cel care l-a ajutat în 18 Brumar, cum se spune, noiembrie 1799, să dea lovitura de stat să devină prim consul. Și iertați-mă, Brâncuș a fost acuzat de pornografie statuia nu asta? Nu se mai văzuse. Acum aveau și aia dreptate, nu vă supărați. Dar uitați-vă, aveau și aia dreptate cât de cât. Acum nu ar fi fost nici aia chiar nebuni. Vrei să-ți spun un secret? Vă rog. Eu arăt mai bine. Da, am mâinile ridicate. Da sau nu răspunsul celor doi? Deci Brâncuș a acuzat Prințesa X. Ați avut o imagine, încă o aveți. Iată, sculptura asta a fost inspirată de Prințesa. Și numită chiar așa, Prințesa X. Apărat de cine spuneați? Apărat de Picasso, de pornografie. De Marie Curie. Mamă, nume mari. Picabia, o altă personalitate a epocii. Foarte mulți oameni. De altfel, toată lumea l-a iubit pentru că el a revoluționat. Eu sculptura. Cred că după Phidias și Praxiteles, marii sculptori antichității, și după Michelangelo, mare sculptor al Renașterii, el e cel mai important sculptor pentru că a revoluționat această artă. Fetelor, uitați-vă la noi, nu vă uitați în spate și dați-ne răspunsul. Nu uitați în spatele nostru la sculptură, da? La noi, așa, perfect. Brâncuș, unul din marii revoluționari, un mare sculptor, unul din marii sculptori, artiști ai lumii. Cineva știa? Nu.
prea. La nimereală, Denisa, zic că e nimereală. Hai, fetelor, că e nimereală. 5 au dat-o în bară și pleacă, 2 vine în runda a doua. La revedere, fetelor, 2 vine în runda a doua, mulțumesc. 5 au spus că procesul a fost de furt, nu e furt. Au dat-o la furt.